Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Tocmai ce am scos animalele de la ușă și am zis să vorbim puțin despre monta lor. Ce vreți, mă? Ați venit voi repede aceea să-mi întrerupeți filmarea, a? Ia uitați ce pui de mioritic am aici. Băi, baracule-i! Băi, baracule-i! Ia fugi de aici. Lasă-mă să-mi termin filmarea. Știți că în urmă cu ceva timp am postat un material în care vă spuneam că încercăm să le înțărcăm ca să putem să monteze și ele mai repede și să terminăm o dată cu mulsul, pentru că mai sunt o grămadă de treburi de făcut și deja laptele s-a cam împuținat foarte mult. Oile sunt aproape pe terminate, cred că mai sunt câteva de montat. Anul acesta s-au montat foarte bine, deci foarte bine, într-o perioadă destul de scurtă, foarte, foarte repede. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem berbeci buni, care dau randament. Pentru că aici e o problemă, dacă nu ai berbeci buni, treaba nu iese cum trebuie. Și cu această ocazie am să vi le arăt puțin, să vedeți cam în ce stare sunt ele. Ele în această perioadă, din cauza montei, vă dați seama, au fost alergate, au fost agitate, n-au stat liniștite să mănânce cum trebuie. Unele dintre ele fiind mai prostuțe, dar își revin. De acum înainte o să meargă totul super, mâncarea au din ajuns, din abundență, pentru că a tot plouat. Au tăvit prune foarte multe, vă dați seama. Ce faci? Ce faceți? Dă mâna. Da, băiatule. Ce fac, băiat? Mai poți? Hai că suntem pe sfârșite. Nu mai avem mult. Mai rezistă puțin. Mai rezistă. S-au montat într-un ritm foarte alert față de anii trecuți, ceea ce e un lucru foarte bun pentru mine, pentru că în primăvară sperăm să avem miei fătați mai devreme, Doamne ajută. Să încerc să vară și berbeci puțin, unii dintre ei sunt mai trași, nu mai sunt chiar așa pepeni de grași, pentru că vă dați seama, au alergat la montă, dar o să-și revină. Cel de acolo este foarte rău, s-a bătut cu restul și uitați, are un corn pleznit, probabil anul viitor o să-l scot. Unele sunt pepeni, altele sunt mai trase, na, ca și omul. Unii sunt mai grași, alții mai slăbuți. Acesta este lucru bun când vine vorba de oaia țigaie. Aici nu poți să fii păcălit cum e țurcana, pentru că țurcana poate să fie schelete pe dedesubt. Blana ascunde acest lucru, ea având lâna foarte mare, nu-ți dai seama ce se află sub lâna aceea. În schimb, țigaia, uitați, se vede carne pe ea, se văd formele. Deci atunci când vrei să cumperi o oaie sau un berbecuț pentru pastramă, o oaia țigaie niciodată nu o să te păcălești. În schimb, când vine vorba de țurcana, asta nu este o regulă. În general, toamna, toate animalele sunt grase, sunt frumoase. Bine, sunt și cazuri în care chiar și toamna animalele nu sunt așa cum ar trebui să fie, pentru că probabil n-au avut mâncare pe perioada verii sau din diferite motive.
zilele acestea urmează să sacrific niște oi și o să încep să fac niște pastramă și cârnați și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră rețetele, așa că să fiți pe fază.